Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Cine își oferă bucăți de suflet din propria ființă, neobosind în a face bine semenilor? Cine nu se lasă niciodată doborâtă și este neclintită în a înfăptui binele? Da, Andreea Marin, care e convinsă că orice dar este o bucățică de suflet. Și când vrei să oferi bucățele de suflet semenilor tăi, nu există, nu se poate. Acesta este un proiect de maturitate pentru mine, un format pe care l-am scris cu simț de răspundere ridicat. Adaptat acestor vremuri, am considerat că e întocmai bună această motivație și această lecție de viață zilnică ce se desprinde din interviurile portret într-o perioadă în care oamenii sunt demotivați, neîncrezători, au nevoie de modele, au nevoie să vadă și partea însorită a vieții. În presa audio-vizuală este la modă stilul abraziv, violent, încruntat. Tu ai o voce care degajă liniște, este caldă, este capabilă să stimuleze dialogul, nu să-l împiedice. Mă bucur dacă așa se simt lucrurile, pentru că asta îmi și doresc. Să aveți parte de sănătate, că e mai bună decât toate. Spor să aveți și voi și telespectatorii voștri și iubire. Iubiți-vă și pe voi câte puțin așa, nu doar pe alții. Îmi plac romanele în care omul intră în conflict cu societatea. Ce frumos! Auzi? Dar dacă el, săracul, nu e vinovat, el, săracul, nu are nicio vină, dar îl frământă așa niște lucruri, îl apuc așa deodată și îl frământă de nu-l mai lasă. Eu cred că astea sunt niște aiurele. Sunt niște aiurele numai ca să determin tu pe mama să nu vină la noi. Măi, iubita mea, stai, măi, eu chiar o iubesc pe mămicuța noastră care te-a crescut așa bine pe tine. Ne-a crescut copiii, m-a ajutat și pe mine și m-a crescut. Eu îmi doresc mult de tot să vină. Apă plată din sticlă de plastic? Da, din plastic. Cum din plastic? Plasticul nu este cel mai periculos pentru sănătate? Nu-i produs din petrol? Trebuia de la început să-mi spuneți că vreți să iau medicamente cu petrol. Cum să luați, doamne, cu petrol? Cum să luați cu petrol? Lăsați-mă, doamne, că am pacient pe acolo. Bună seara, dragi prieteni! Sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oameni și Păreri. Suntem prezenți atât pe rețelele de cablu din România, dacă ne aveți în grila de programe, cât și online pe paginile A7 TV de Facebook, YouTube și pe site-ul a7tv.ro. Ne găsim timp să construim, să iubim. Ne găsim timp să ne făurim vise, să ne schimbăm. Ne găsim timp să punem lucrurile la punct, la urma urmelor, și mâine este o zi. Și uite că anii zboară, mereu promițându-ne că la anul vom fi mai buni, mai înțelepți. Și într-o zi am înțeles mai mult ca oricând că timpul nu ne aparține, că omenirea toată parcă s-a oprit în loc, iar pandemia ce ne-a îngenunchiat ne-a învățat ce-i libertatea și iubirea. Atunci am priceput de ce invitata noastră, Andreea Marin, a ales motoul Prețuiește viața. E leitmotivul existenței ei și sensul de a fi. Și ca să citez o tânără talentată, Roxana Inăchescu, câți dintre noi mai suntem capabili de a oferi bucăți din noi semenilor pentru a se ridica din mocirla confuziei? Câți mai luptăm pentru a crea ceva frumos? Câți dintre noi putem sta lângă o persoană atunci când balaurul se află chiar în ea? Poate am uitat să iubim sau să ne lăsăm iubiți. Însă ar trebui să îndrăznim să iubim, sincer, lăsând la o parte teama. Aceasta nu face altceva decât să ne înghețe iubirea. Cu cine aș putea asocia aceste atribute?
cine își oferă bucăți de suflet din propria ființă, neobosind în a face bine semenilor? Cine nu se lasă niciodată doborâtă și este neclintită în a înfăptui binele? Da, Andreea Marin, care e convinsă că orice dar este o bucățică de suflet. Și când vrei să oferi bucățele de suflet semenilor tăi, nu există, nu se poate. Andreea Marin, bine ai revenit la Oameni și Păreri. Mulțumesc tare mult pentru prezentarea aceasta introductivă. Aș menționa însă că nu sunt un om care se ridică la nivelul acestor cuvinte. Mai am multe de făcut, de reparat, de construit ca să ajung acolo, însă de un lucru sunt sigură, că am o mare voință de a face lucrurile bine. Da, nu-mi iese întotdeauna, dar încerc. Și încerc, perseverez și nu mă las, căci vorba ta, nu există, nu se poate. Andreea, îți mulțumesc că m-ai investit cu încredere. Ori de câte ori am avansat o invitație pentru tine, ai răspuns afirmativ. Deși ai fi putut să invoci o serie de motive, pentru că ești o persoană foarte ocupată. Uneori chiar n-am putut, dar am găsit noi o portiță astfel încât să ne întâlnim. Poate te întreb de ce spun da, pentru că lucrați într-un mod profesionist, pentru că îmi place căldura acestui loc, căldura sufletelor voastre, ceea ce construiți cu credință, toate lucrurile astea se aseamănă valorilor mele. Și atunci răspunsul e da. Oamenii asemenea trebuie să se adune și să facă lucruri împreună. Cum ai descrie-o pe Andreea Marin unei persoane care n-a auzit niciodată de ea? Păi sunt persoane care n-au auzit niciodată de mine, chiar dacă televizorul te duce din casă în casă și asta se întâmplă în cazul meu de mulți ani, sunt vreo 46 de ani am împlinit acum, dar sunt vreo 27 de când sunt în casele românilor, dar sunt și copii care n-au prins poate vremurile în care eram în fiecare casă sâmbătă seara sau care nu sunt destul de mari să urmărească programul meu de azi, ce nu mai e pentru copii. Așa că se întâmplă și treaba asta. Eu nu simt nevoia să mă fac cunoscută acolo unde nu e cazul. Mă adresez unui anumit public. E o utopie să-ți închipui că poți fi cunoscută de toată lumea și nici nu este scopul meu în viață. Nu cred că e o dorință de care să mă agăț, nu în cazul meu. Deci, dacă ar fi să mă prezint pentru că cineva m-ar întreba cine sunt, nu pentru că eu mi-aș dori să fiu cunoscută acolo unde nu sunt neapărat, aș spune că sunt un om bun, un om cu o putere de muncă. Într-adevăr, aceasta este calitatea mea, o putere de muncă de invidiat. Un om cu dorință, cu determinare, cu imaginație, cu optimism, pentru că de multe ori când alții spun nu, eu spun sigur găsesc eu calea. Și uite așa, cam astfel m-aș defini și sunt plăsmuită din dragoste. Tot ceea ce fac iese bine numai când fac, simțind lucrul acela. Te voi contrazice pe alocuri, doar într-un aspect. Te rog. Te cunosc și copii, chiar de 7 ani, fiica mea, să dau exemplu, în lumina a ce le povestesc părinții. Sigur, sunt și ambasador UNICEF de ani buni și am multe acțiuni pe care le fac cu copiii, deci sunt mai multe căi prin care intru în viața oamenilor și da, știu că sunt chiar preferata multor copii, văd reacția lor atunci când ne întâlnim și asta mă bucură pentru că sunt și eu mamă și pentru că știu ce înseamnă sufletul fraged al unui copil. Dar doar acolo unde, știu eu, încă n-am ajuns sau poate că părinții încă nu le-au povestit, sunt un om ca toți oamenii și
până la urmă sunt oricum un om ca toți oamenii. Televizorul face din noi uneori ceea ce nu suntem. Nu suntem deloc supraoameni, nu suntem deloc deosebiți de ceilalți, decât prin faptele noastre. Nu prin faptul că apărem în lumina reflectoarelor mai des decât e normal, să zic așa. Multe fete au avut o reper pe Andreea Marin. Mă includ și eu aici. Sunt onorată. Tu ai admirat-o pe Audrey Hepburn și aș vrea să te întreb, pentru fetele, pentru copilele care nu au astfel de valori, precum ești tu, și au nouă valori, cum pot ajunge în capcana de a nu mai fi ele însele, de a-și pierde autenticitatea? Cred că e foarte simplu și în primul rând, când lipsește o minimă educație, ești o pradă. Pentru că școala asta are un rost. Nu vreau să par un dascăl acum și, nu știu, că privesc lucrurile cumva de sus, dar indiferent cum ar fi lucrurile în viață, școala are un rol determinant. Școala făcută în diverse moduri. Unii vor să o facă acasă, alții sunt nevoiți în această perioadă, de exemplu, să o facă de acasă. Alții au dascăli buni spre care abia așteaptă să se îndrepte la școală. N-are importanță. Important e să fiu mereu un om curios, să caut mereu. Eu nu mai sunt copil, dar o să învăț atât cât îmi va fi dat să trăiesc. N-are nicio relevanță vârsta. Mereu, mereu, mereu simt că sunt în mișcare și că fac un pas înainte dacă învăț ceva nou. Informația înseamnă un anumit tip de putere. Putere în sensul că nu te poate mișca o pală de vânt imediat cum vine și cum își dorește ea. Că nu poți fi influențat, manipulat așa cum își doresc alții. Și atunci e mai greu să fii mișcat de pe picioarele tale. Poți fi stângă la nevoie dacă ai cunoștințe solide în domeniul în care vrei tu să te împlinești cel puțin. Așa că tinerele de care vorbești și care sunt ușor de dus de nas până la urmă, să spunem lucrurilor așa, pe nume, așa cum sunt ele, care cred că tot ce zboară se mănâncă, care își închipuie că dacă devin asistente TV, asta e o carieră care le va scoate și la pensie, cu o pensie bogată, le va transforma în fete bogate, să zic așa. Toate acestea sunt niște iluzii. Și în fond, în viață nu poți fi mulțumit să fii mereu agățat de alții, ci trebuie să fii stăpân pe picioarele tale, pe cunoștințele tale, să fii în stare să clădești cărămidă peste cărămidă, temeinic, pe termen lung, și asta prin ce ai aici, înainte de orice. Și în inimă, bineînțeles. Că tot ai deschis subiectul școlii online, care a fost dinamica învățării pentru Violeta? Văd că se descurcă foarte bine. Am fost îngrijorată la un moment dat, așa cum probabil că mulți părinți sunt încă, întrebându-mă până unde va duce această anormalitate, dar întrebându-o cum se simte încercând să aflu ce e în sufletul ei, am avut parte de un răspuns foarte tranșant. Mami, liniștește-te, sunt foarte bine. Eu mă văd cu ceilalți copii, ne vedem pe ecran, există Skype, există Zoom și așa mai departe. Așa că știu eu, cumva suferința noastră e mai mare decât suferința lor. Desigur, și-ar dori să se întâlnească mai mult, desigur, școala, mediul acela academic, să zic așa, lipsește oricui e învățat cu el și îl apreciază, însă le lipsește îmbrățișarea în egală măsură, însă e mai bine, mult mai bine decât îmi făceam eu griji că ar fi. Și învață pe rupte, fără să oblig, ceea ce e mare lucru. Sunt binecuvântată cu un copil care n-are nevoie să o ajut la lecții, căci nu știu ce m-aș face. Nu mă mai pricep la școala de azi, o spun cinstit, nici nu știu cum aș putea să o ajut.
Iar fiica mea învață cam toate materiile în limba engleză, ca limbă de bază. Ei fac și limba română, dar școala este în limba engleză, ceea ce pentru un om ca mine, care a învățat engleza la nivel conversațional de una singură, e greu. Nu înțeleg o problemă de matematică, deși eu am făcut matematică informatică, să nu uităm, ca și facultate. Nu înțeleg o problemă de clasa 8-a, a 9-a, fiind în engleză. Nu înțeleg efectiv expresiile, termenii. E complicat. Îți trebuie experiență pentru asta. Cum e să fii o celebritate de calibrul Andrei Marin? Cum arată o zi din viața ta? Când o să ajung o celebritate de orice calibru, o să te anunț. Deocamdată eu mă păstrez cu picioarele pe pământ, sunt un om cunoscut, atât. E o mare diferență între a fi un om cunoscut prin natura meseriei sale, pentru că apar la televizor sau în ziare sau, în fine, în interviuri radiofonice, și cu totul altceva e să fii o celebritate în adevăratul sens al cuvântului. Eu sunt un om care nu are nasul undeva sus printre nori, un om conștient de valoarea sa în același timp, da, îmi cunosc calitățile, dar pe de altă parte văd mereu câte mi-aș mai dori să învăț, așa că nu pot să-ți vorbesc de pe poziția celebrității și nici nu cred că ar fi sănătos, și dacă aș fi. Până la urmă, eu când mă uit în oglindă, văd un om, omul cel știu, și cu bune și cu rele și cu tristeți și cu bucurii. Nu mă văd deloc specială, așa cum poate se vede treaba din afară. Sunt un om ca toți oamenii, care trăiește de toate. Cum îi sfătui pe cei care ne privesc să-ți urmeze exemplu, pentru că este important, deși ai ajuns la un nivel, totuși ești cu picioarele pe pământ. Nu îi sfătuiesc să-mi urmeze exemplul. Îi sfătuiesc să-și caute locul pe care îl simt al lor în lumea asta. Să caute, să se îndeletnicească, știu eu, cu ceea ce cu adevărat le place. Să-și găsească locul pe care să-l sfințească. Știi cum se spune? Omul sfințește locul. Poți să faci asta doar când simți ceea ce faci, doar când iubești ceea ce faci. Și atunci, pregătește-te pentru ceea ce îți place, urmează chemările interioare, pentru că dacă te asculți, sufletul îți spune. Pregătește-te temeinic pentru ceea ce vrei să faci în viață, fii fidel celor pe care le câștigi zi de zi și cultivă ceea ce, nu știu, ai primit ca dar de la Dumnezeu, și lucrurile vor merge înspre direcția bună. Te vor surprinde cât de bine vor merge lucrurile atunci când ești credincios principiilor tale sănătoase de viață. Apreciez foarte mult modestia ta. Nu știu dacă e modestie, aș numi acest lucru mai degrabă realism. Nu sunt nici prea modestă când nu e cazul. Nu, sunt conștientă de plusuri și de minusuri în egală măsură. Deci aș numi asta spirit realist, mai degrabă decât modestie. Care a fost cel mai neașteptat și plăcut compliment pe care l-ai primit vreodată? Cred că cea mai frumoasă declarație pe care o pot primi este un "te iubesc așa cum ești, mami", de la copilul meu, care mă știe așa cum sunt și la prima ora dimineții și când vin atât de obosită încât nu mai ai cu cine vorbi, și când sunt stresată, și când sunt bolnăvioară, și când sunt bine, mă știe în toate felurile, de când e ea pe lumea asta. Așa că nu există pentru mine un compliment mai frumos. De exemplu, fetița mea obișnuiește să-mi strige de sus, avem etaj, și eu pot fi la bucătărie, la parter, da? Și ea în camera ei. Și iese din cameră și îmi strigă de la etaj: "Mami, te iubesc, atât am vrut să-ți spun." Ce nu există pentru mine nimic mai sensibil. Faptul că ea iese din camera ei, de unde își face lecțiile, doar ca să-mi strige din capul scării că mă iubește și fuge înapoi. Mă face fericită, efectiv. Asta, uite, deja îmi dau lacrimile când vorbesc. Gesturi mici, de zi cu zi, dar care înseamnă atât de mult pentru noi.
sau pur și simplu îmbrățișarea omului drag sau sprijinul lui contează enorm. Enorm. Înțelegerea, toate lucrurile astea par banale, dar ele ne fac viața mai bună și ne motivează să mergem înainte cu îndrăzneală, că suntem pe calea cea bună. Știu că tu aloci timp familiei tale, de pildă de Revelion. De Crăciun, de Revelion, suntem numai acasă. Nu te întreb unde ai petrecut Revelionul, pentru că știu. Numai acasă. Dintotdeauna, pentru noi nu e diferit un an de altul din această perspectivă, pentru că noi iubim să fim acasă, iubim să fim în familie, împreună, nu ne dorim să fim altundeva de sărbătorile de iarnă. Poate de Paște, uneori mai putem pleca, deși și acele sărbători pascale sunt petrecute prin tradiție acasă, cu ne strângem în jurul mesei, ne place să gătim, să ne bucurăm unii de alții. Poate pentru că eu sunt un om care călătorește mult în munca sa, filmează mult, ceea ce mă ține mult departe de casă, și atunci acasă e ceva special pentru mine, sentimentul acesta de familie. Așa că nu m-a deranjat deloc anul acesta în raport cu alții. Cum era în copilărie? Mergeai la colindat? Da, cum să nu? Cu acordeonul în spate, altcineva cu o chitară, altcineva cu clopoței. Și, crede-mă, am avut o copilărie superbă într-un oraș mai mic din Moldova lui Creangă, din Neamț. Sunt născută și crescută în Roman Neamț. Era atât de frumos, crede-mă, eram parcă desprinsă din amintirile din copilărie ale lui Ion Creangă. Eram toată ziua cățărată pe garduri, în copaci, la furat de caise sau de cireșe. Era o întreagă alergătură de dimineață până seara, pe petecul de iarbă de lângă blocul nostru. Exersam de parcă aș fi fost Nadia Comăneci, era moda aceea cu Nadia la acea vreme. Nouă pietre, săgețile, tot felul de trăznăi, baba oarba, toate jocurile astea care nu prea mai există. Alți copii stau doar cu nasul în calculator, ceea ce nu e bine. Nu aș indica asta părinților ca o rezolvare a problemelor lor, de fapt. Le dau tableta în mână și li se pare că e copilul liniștit și totul merge bine, pot și eu să-mi fac treaba. Pot să și înțeleg reacția multor părinți în sensul acesta, dar nu e sănătos. Eu mereu îmi împing copilul să iasă afară, să fie în natură, să capete ceva în educația sa din sensibilitatea naturii, urmărind o gâză, jucându-se cu un cățel, cu un pisoi, observând plantele, evoluția lor, plantând un copăcel. Toate lucrurile astea par banale, dar deloc nu sunt așa. Te învață despre viață, te învață cum să te descurci, te învață spiritul practic. Toate astea le poți deprinde într-o mică măsură cu nasul în calculator. E un alt gen de practică acolo și până la urmă e un fel de prizonierat, dacă vrei. Ești captiv într-o lume virtuală care în final n-are a face cu viața normală. Ce ne facem dacă într-o zi internetul nu va mai exista? Și poate o să ți se pară așa ceva de poveste, faptul că am atins acest subiect, dar iată, ultimele luni din anul ce a trecut, ce ne-au arătat? Că totul e posibil, și în bine, dar și în rău, din păcate. Dacă înainte școlile foloseau online-ul ca măsură complementară, acum este singura, sine qua non, fără de care nu se poate. Iată. Cine s-ar fi gândit cu un an înainte la o astfel de schimbare radicală? Și multe altele. Din nefericire o să aflăm peste ani care e efectul calculatorului asupra creierului, asupra ochișorilor lor. Deja se fac studii, deja există documentare pe acest subiect. Deja realitatea ne demonstrează zi de zi că lucrurile nu sunt bine așa cum sunt.
Există depresii care se nasc de aici, anxietate, izolare, auto-izolare, multe probleme care țin de partea psihologică și care ne afectează copiii și chiar pe noi, de ce nu? Și există telefonul sau calculatorul ca și mod de a despărți familii. S-a făcut un studiu și se vorbește despre divorț ca și efect al petrecerii timpului în exces al cel puțin unuia dintre parteneri pe telefon în defavoarea timpului petrecut în familie. Iată. Într-adevăr. Ce nu prețuim, pierdem. E simplu. Aș vrea să discutăm și despre consumerismul exacerbat. De sărbători, de obicei, românul adună foarte multe alimente pentru a-și satisface poftele reprimate în întregul an. Ce crezi referitor la Cred că viața e bine să fie trăită cu măsură. Și când spun cu măsură, nu spun să nu îți faci o plăcere. Dimpotrivă, și eu fac asta. Dar moderația nu-mi lipsește. Moderație în toate și asta te face să te și bucuri de viață, dar să fii și sănătos. Până la urmă, cred că te bucuri mai bine dacă te simți în formă, în pielea ta, știi? Așa că, de ce n-am face lucrurile așa, temeinic, așa cum se fac, pentru a avea o cale bună în viață? E doar un mic exemplu acesta cu consumul excesiv de sărbători. Știu că salvările erau ani la rând mereu chemate pentru astfel de probleme. Îți vine și să râzi. Pare o glumă, dar nu e deloc o glumă. Sunt mulți oameni care ajung la spital în preajma sărbătorilor cu probleme gastrointestinale. Așa e. Care ar trebui să fie grija noastră cea mai mare la început de an? Eu cred că grija noastră trebuie să existe în fiecare zi a anului. Nici nu contează că e început de an. Poate e începutul sau sfârșitul unui an. E un moment de bilanț. Un moment în care să arunci așa o privire în urmă și să te întrebi: oare n-aș putea să fac mai bine ceea ce am făcut până acum? Mai bine pentru mine? Mai bine pentru ceilalți? Mai bine ca să simt că n-am trecut degeaba prin anul ăsta? Să nu se scurgă fără să mă simt mulțumit de rezultatul său. Deci, privind lucrurile în felul ăsta, eu cred că da, începutul sau finalul de an este un moment în care să-ți faci planuri. Dar eu sunt atentă la ceea ce trăiesc și la ceea ce mi se întâmplă mereu, zi de zi. A intrat asta în sângele meu și nu aștept neapărat sau nu amân lucrurile spunându-mi, la anul o să le fac mai bine. Nu, caut să fac măcar câte puțin în plus în fiecare zi. Mulți visează să aibă sau să fie ce e Andreea Marin. Tu la ce visezi? Care este visul tău cel mai mare? În primul rând, cei care visează să fie sau să aibă ca altul sau ca altul, nu știu în mod real ce trăiește acel om. Poate că sunt păcăliți de o imagine, de o lumină bună ce cade asupra omului aceluia. Dar toți avem și bune și rele, toți avem și necazuri și bucurii deopotrivă. Și poate că necazurile mele nu le-ar vrea trăite altul. Deci e vorba aia care spune: ai grijă ce-ți dorești, că ți se poate împlini. N-am trecut prin perioade doar frumoase în viață, ci și prin multe greutăți, ca să mă pot bucura de anumite lucruri. Greutăți sau chiar momente dramatice pe care nu le doresc altcuiva. Eu nu-mi doresc să fiu ca altcineva. Eu iau ce e bun de la fiecare și învăț lucrul acela. Nici măcar nu încerc să-l copiez. Încerc să-l fac în felul meu. Să adaptez binele pe care îl văd la alții și care mă inspiră, într-adevăr, făcând treaba aceea în felul meu, punând o ștampilă proprie. Vreau să las o amprentă pe ceea ce fac și să las ceva în urma mea. Să nu trec prin viață degeaba. Așa că e cel mai bine să-ți vezi de drumul tău, trăgând cu ochiul, furând meserie,
dorindu-ți să fii mai bun și inspirându-te de la cei din jur, dar nu încercând să devii altcineva. Fii tu. Ăsta e sfatul meu. Cum înlături norii negri de pe cerul vieții tale? Uneori nu e ușor. Uneori e nevoie de timp ca să poți internaliza o anumită stare, da? Să poți să o simți cu adevărat în interiorul tău, să te întrebi ce simt acum, unde mă doare, ce e de reparat aici. Uneori trebuie să lași lucrurile să curgă, pur și simplu să curgă, să treacă prin tine și apoi să plece de la tine. Sunt situații în care nu ai ce să faci ca să fie mai bine decât să lași lucrurile să se vindece și să curgă. În alte situații chiar poți repara. Atunci treci la acțiune și fă asta. Poate că o greșeală proprie te face să suferi într-un anumit moment. Sunt și clipe din viață când lucrurile nu depind de tine. Eu spun, când depinde de tine, nu există, nu se poate. Dar sunt și situații limită care nu depind de acțiunea noastră. Orice am face noi, lucrurile nu se pot îmbunătăți. Și atunci e momentul în care trebuie să faci câțiva pași în spate, să analizezi lucrurile, oricât ar părea de greu, cu detașare, cu oarecare răceală, aș spune, și să le faci doar în acel moment, nu cum îți spune inima, zic eu, ci mai rece, mai logic, pur și simplu. Pentru că inima ta, cu siguranță, îți va spune ceea ce în acel moment nu poți controla. Că tot ai amintit de viza ta, nu există, nu se poate, te-ai întors acasă la televiziunea națională și ai acest format. Ce particularități are? Nu există, nu se poate, e o întâlnire memorabilă zi de zi, de luni până joi, cu oameni pentru care chiar nu există, nu se poate. E motoul lor în viață, așa cum e și al meu. De fapt, aceste cuvinte vin de la tatăl meu. Când eram mică, fără să-și dea seama, sunt convinsă, el nu-și propunea să-mi spună vorba asta mereu. Dar probabil că era atât de convins și o trăia zi de zi, încât o tot scăpa printre buze. O dată, de două ori, de zece ori, nici nu și-a dat seama cât de bine am prins această lozincă a lui, să-i spun așa. La rândul meu, când am devenit matură, pentru că, da, a devenit un motto al vieții mele și un imbold în momentele grele, când pur și simplu părea că nu găsesc soluție, tata îmi spunea, n-ai căutat destul de mult, nu te-ai implicat destul de mult, n-ai dus imaginația până departe. Așa că i-am urmat sfatul, m-a ajutat enorm, m-am ridicat de jos atunci când aveam o cădere, privindu-mă în oglindă și spunându-mi, nu există, nu se poate, voi găsi o cale. Și așa a și fost. Ca și tata, fără să-mi dau seama, am repetat aceste vorbe. Eu nici nu mi-amintesc în ce contexte, însă copilul meu le-a prins din zbor și la 2 ani de zile ne aflam într-un parc. Eram împreună cu frățiorul ei, îi căram cu săniuța, omătul era destul de mare și mi era greu, erau grei. Și la un moment dat, după ce am făcut o tură de parc, le-am zis, gata, nu mai pot, jos cu voi și la bulgări. La care fetița mea, care abia rupea cuvintele, căci avea 2 ani, repet, îmi spune, mami, nu există, nu se poate. A zis-o stâlcit, așa cum putea ea, la vremea aceea. A fost pentru mine un semnal foarte clar că dacă un copil de 2 ani înțelege corect contextul în care se așeze aceste vorbe, ele sunt foarte puternice ca mesaj. Și acum au devenit clar parte din viața ei. E foarte ambițioasă și datorită acestui îndemn. Îndemnul l-ai transformat într-o emisiune la televiziunea națională. Așa e. Pentru că am simțit-o pe pielea mea. Și am simțit că asta vreau să avem
în față, în fiecare zi, oameni care să ne inspire, oameni care nu se lasă, oameni care nu așteaptă condiții mai bune exterioare ca să împlinească un vis, nu. Fac ce fac și imaginează alte căi și caută soluții să împlinească acel vis. Nu așteaptă să treacă pandemia, nu așteaptă să fie vremea mai frumoasă afară, să plece norii de pe cer, nu. Nici nu așteaptă să plece oamenii ce le sunt potrivnici, nu știu, poate pe alte meleaguri, pentru că ei nu vor pleca nicicând. Mereu te vei lovi de piedici, de bariere, de oameni care să-ți, nu știu, să-ți se pună împotrivă atunci când faci un lucru bun mai ales. Așa că astfel de oameni sunt invitații mei zi de zi. Ai răspuns și la a doua întrebare referitor la televiziune. Cum îți selectezi invitații? Invitații, e clar că sunt oameni care au dovedit deja că pentru ei nu există, nu se poate. Pe de altă parte, nu există o rețetă. Ei nu trebuie să fie deja cunoscuți. Cei mai mulți dintre ei nici nu sunt. Îi găsesc prin metode de investigație care nu înseamnă doar să mă uit la ce au făcut alții. Unii sunt cunoscuți pentru că merită, dar majoritatea nu. Și sunt oameni cu o anumită putere interioară sau cu o fragilitate și o sensibilitate care împletite cu imaginația i-au dus până departe. Practic, învățăm din experiența altora, diversă, de la o zi la alta, întâlnim povești poate uneori aflate la polul opus, însă au un punct comun. Nu există, nu se poate. În presa audio-vizuală este la modă stilul abraziv, violent, încruntat. Tu ai o voce care degajă liniște, este caldă, este capabilă să stimuleze dialogul, nu să-l împiedice. Mă bucur dacă așa se simt lucrurile, pentru că asta îmi și doresc. Și practic atunci când ai un om în față și vrei să-l faci să se deschidă în fața ta și prin tine în fața a tuturor oameni ce îi urmăresc de acasă pe micul ecran, nu poți face asta decât cu căldură, cu încredere, dându-i încrederea că își poate spune povestea fără temerea că ea va fi interpretată greșit, știu eu, colorată în culori pe care nu le merită. Nu, sunt foarte cinstită în interviurile mele și lucrăm într-un mod profesionist. De fapt, despre asta e vorba, de la A la Z. Suntem o echipă dedicată acestui proiect. Elaborați, mai bine spus, că sunteți o echipă întreagă, foarte bine emisiunea, sunteți atenți la detalii, la ce livrați publicului. Asta fac mereu. Nu e ceva ce mi se întâmplă astăzi doar. Acesta este un proiect de maturitate pentru mine, un format pe care l-am scris cu simț de răspundere ridicat, adaptat acestor vremuri. Am considerat că e întocmai bună această motivație și această lecție de viață zilnică ce se desprinde din interviurile portret într-o perioadă în care oamenii sunt demotivați, neîncrezători, au nevoie de modele, au nevoie să vadă și partea însorită a vieții. Și iată că ne iese. Mă bucur că e așa. Mai mult decât atât, mesaje ce vin de peste tot, nu din România doar, pentru că suntem văzuți la nivel internațional, ne arată că se leagă tot felul de punți între oameni care trăiesc la distanță. Există curiozitatea pentru unii dintre cei de acasă să-i știe pe cei ce vin în emisiune și să facă lucruri împreună, ceea ce este extraordinar. Grație internetului în ziua de azi, cam totul e posibil.
Consider că la noi în țară aspectul pecuniar bănesc dictează conduita jurnalismului? N-aș putea să merg atât de departe și să spun asta, pentru că există oameni și oameni. Pentru unii da, pentru alții ba. O pădure are și copaci, are și fire de iarbă. Așa că, până la urmă, în orice meserie e așa. Și în tagma medicilor, și în tagma profesorilor, și în cea jurnaliștilor. Oriunde ne-am duce, există oameni dedicați, pasionați și oameni care fac lucrurile doar pentru un venit. Dar din nefericire, vedem foarte mult circ. Eu nu prea-l văd. Să spunem lucrurile. Că refuz să-l văd. Deci, până la urmă, alege ce vezi. Ai grijă de alegerile pe care le faci, pentru că ele te definesc. Acesta e sfatul meu. În multitudinea de informații care circulă în jurul nostru și ne poate lua așa, ca un taifun, informația greșită, care să ne ducă pe o cale greșită, țineți capul pe umeri și alege ceea ce vezi, ceea ce alege oamenii de, cu care vrei să trăiești, cei de care te înconjori. Sunt alegeri la orice pas pe care le facem și efectul alegerilor noastre asupra noastră, în final. Din nefericire, mulți au discernământul alterat, așa încât folosesc acea unealtă telecomandă foarte mult. Așa e, dar până la urmă, nici viețile lor nu sunt prea fericite. Sunt consecințe ale alegerilor pe care le fac și le asumă până la urmă. Care este principiul care îți asigură succesul? N-aș putea să spun că am succes în toate, dar aș putea să spun că principiile sănătoase de viață m-au ghidat mereu și iată că mă țin în picioare și acum. N-au dat greș niciodată. Fidelitatea, spiritul de fair play, profesionalismul, documentarea, seriozitatea în ceea ce fac, cuvântul promis și ținut, toate lucrurile astea nu pot fi uitate sau schimbate așa de la o zi la alta după cum bate vântul. Ce soluții ar avea un jurnalist care vrea să-și exercite profesia onest? Păi, oricine poate să aleagă să facă asta. Alege să fii onest și fii, ține-te de asta. Eu nu cred în, fai, n-am avut de ales. Ba, bineînțeles că ai de ales. Ține de tine să-ți faci treaba bine și să nu te lași dus de val, așa cum vor alții. Dar șeful meu, aveți idee de câte ori mi-am refuzat eu șefii? Cu tupeu, ca să o spun așa direct, și ne bazându-mă pe vreo cunoștință care să mă susțină din spate. Până la urmă, dacă am argumente, stau cu spinarea dreaptă, în picioare, în fața șefului meu și îi spun că am argumente și să nu uităm, am și drepturi. Aceasta este alegerea mea. Comunicatorii în fiecare zi se confruntă cu situații cu implicații etice, până la urmă. Este o mare responsabilitate. Așa e. Și poate nici nu-și dau seama de acest lucru. E mai greu să nu-ți dai seama. N-ai cum să nu fii conștient de toate lucrurile astea. E doar o scuză. Cine spune nu-mi dau seama, e doar o scuză, să fim serioși. Atunci când faci o concesie, o mică concesie aici, așa... Îți dai seama că o faci. Îți dai seama, atunci îți dai seama. Dar atunci când se adună, da, se formează un bulgăre mare, poate că nu-ți mai dai seama. Te-ai obișnuit deja cu această deprindere. Știți ce? Nu sunt un astfel de om. În fond, să fie acolo la ei. Pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează că astfel de oameni încurcă pe alții. Într-adevăr. Dar de aceea există oameni și oameni, există drepturi pe care le avem. Trebuie să le scoatem la iveală cu curaj în momentul în care ne lovim de o piedică. Nu se poate să tot așteptăm să ne vină de undeva de sus problema rezolvată. Stă în puterea noastră să o rezolvăm. Asta te definește pe tine. Pui accent pe oamenii de valoare și aduni în jurul tău
oameni care sunt de folos societății. Poate mai greșesc și eu, pentru că nu pot să știu totul despre un om. Caut să mă documentez cât mai bine. Însă am această voință de a face lucrurile bine, cu siguranță, și de a greși cât mai puțin, dacă se poate. Nu creez premizele pentru a greși prea mult. Asta e sigur. Ce este iubirea pentru Andreea Marin? Aș spune totul, da, mai sunt și alte lucruri importante în viață, dar aproape totul. Cu iubire clădesc și în profesie și în viața personală. Fără iubire nu simt lucrurile, nu simt că fac ceea ce sunt făcută să fac în final. Deci iubirea e un ingredient extrem de important pentru viața mea, cel puțin, pe care în parte o dăruiesc altora. Aș face un salt către cel care te așteaptă în fiecare anotimp. Cum a reușit să-ți deschidă ușa sufletului? Cred că am reușit reciproc să facem asta. Și apoi ne asemănăm destul de mult. Suntem doi oameni care țin la rădăcini, care nu uită de unde au plecat. Și Dumnezeu ne-a dat șansa asta de a ne întâlni. De puține ori în viață întâlnești pe cineva asemenea. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că de 4 ani aproape suntem umăr lângă umăr și mergem mai departe. Sub mantaua Prețuiește Viața au fost organizate convoaie umanitare. Le-am pierdut numărul, cel puțin în anul 2020. Aș fi vrut să nu fie nevoie de campania Prețuiește Viața, dar s-a dovedit a fi absolut necesară. Am depășit 1 milion de euro din ceea ce am putut noi să adunăm. A fost complicat, pentru că una e să iei pachetul sub braț și să donezi acolo unde îți pune ție inima, alta e să încarci camioane, tiruri nenumărate și să ajungi în toate județele țării și în jur de 40 de spitale din toate zonele au avut parte de ajutorul nostru, apoi persoane aflate în carantină, persoane defavorizate, copii și maturi. A fost un tur de forță uriaș și continuăm. Încă mai avem treabă. Oficialitățile nu ți-au dat mâna în acest demers? Nu, ele își dau mâna între ele, în general. E mai greu să dea mâna cu omul de rând sau cu cel bine intenționat. Dar au fost și oameni, că sunt și acolo oameni buni și oameni mai puțin interesați de binele celorlalți. Au fost și astfel de oameni care chiar au pus umărul, chiar ne-au dat informația corectă, însă puțini, trebuie să recunosc. Ne-am bazat până la urmă pe noi înșine și pe informație căutată și verificată tot de noi, pentru că altfel am fi așteptat mult și bine. Cel puțin când aștepți un răspuns de acolo, de sus, de mult prea sus, de pe un scaun, care parcă ar fi un scaun privilegiat în loc să fie un scaun la dispoziția alegătorilor, mai bine o lași baltă și te apuci și îți faci tu treaba singur. Asta e țara în care trăim. Printre pasiunile tale se regăsește călătoritul. Ce ți-a atras atenția la alte popoare comparativ cu cel român? Depinde despre cine vorbim. Dacă vorbim de Africa, e o situație. Dacă vorbim de America, e altceva. Asia e într-o altă direcție, dar un singur lucru pot să spun. E un sâmbure de frumusețe în fiecare om, de oriunde ar fi. E ceva bun în fiecare ființă ce merită a fi găsit și scos la lumină. Fiecare tărâm îți oferă surprize plăcute, așa că a călători e probabil cel mai bun mod de a-ți scrie viața, de a culege amintiri pentru o viață. Și da, ne-a cam oprit pandemia asta un timp să călătorim, dar am încredere că lucrurile se vor așeza. Care este destinația numărul 1 pe lista ta? O destinație atinsă deja sau da, doar visată? Putem pune și așa problema, da? 2 paradigme, dacă ai deschis.
Mi-aș dori să mă întorc undeva în Asia, pe un tărâm în care oamenii nu sunt deloc înstăriți, dar au o cultură și un mod de privi viața foarte cald, cu mult bun simț, cu multă modestie, în Bali. Nu privesc acel tărâm ca pe unul turistic, așa cum îl privește probabil multă lume. Noi ne-am dus pe cărări de munte, am luat-o prin sate sărace, am cunoscut altfel de oameni, am găsit frumusețe ale naturii, ce nu era un circuitul turistic, minunății pur și simplu. Și a fost un loc pe care l-am simțit așa foarte aproape de divinitate. Iar dacă e să mă gândesc la un loc în care n-am fost și aș vrea să ajung, Australia sau Noua Zeelandă. Încă nu știu decât din cărți lucruri frumoase despre acele locuri. O întâmplare fascinantă din călătorii care a rămas în suflet, ne poți spune care a fost acea întâmplare? De neuitat, de pildă, este ultima etapă a urcușului pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa, Uhuru Peak, și urcușul se face timp de vreo săptămână până pe vârf, trecând de la zona pădurii ecuatoriale până când ajungi în zona searbădă, fără plante, doar cu piatră, și sus pe vârf întâlnești ghețarii veșnici. Din zona ghețarilor veșnici privești înspre pământul de unde te-ai desprins, de unde ai plecat, și să-ți dai seama cât de mici sunt problemele tale, cele pe care le vezi atât de importante când te afli la sol. Ce a fost important pentru mine de reținut a fost acel urcuș pe timp de noapte. Am pornit la miezul nopții și am ajuns pe vârf la 7 dimineața, acolo în zona, pe marginea craterului și în zona ghețarilor veșnici, văzând răsăritul printre ghețarii veșnici. A fost ceva mirific și după un efort de atâtea zile, a fost mai bine de o săptămână, urcușul, și un frig extraordinar care ți intra în oase, dar pe de altă parte bucuria reușitei. Și gândiți-vă că eu eram un copil, nu eram un cățărător sau un om antrenat, ci chiar dacă făcusem sport la școală, ca noi toți, a fost o etapă importantă pentru mine, mi-am depășit o limită și am învățat foarte multe lucruri despre supraviețuire, despre putere ascunsă în noi, despre credință, despre dor, despre probleme pe care cărora le dăm o prea mare importanță în viața de zi cu zi, când de fapt cu adevărat importante sunt alte lucruri pe care le afli atunci când ești, atingi cerul cu mâna pe vârf. Așa că n-am să uit niciodată acel moment din viață. Așadar, putem face o paralelă între escaladarea unui munte și urcușul în viață. Asta am și spus la finalul documentarului meu, făcut în Africa, faptul că fiecare om trebuie să-și caute un munte, dacă nu-l are în viață, și să-l urce. E o etapă foarte importantă, care te lasă mai bogat în urma ei. Tu ești temerară și în viață. Nu numai... Așa a fost să fie. Păstrând proporțiile, acum 10 ani, dacă nu greșesc, am ajuns și eu pe vârful Moldoveanu, la noi în țară. Oh, foarte bine. Și nu sunt o persoană așa cutezătoare, atletică, nu, departe. Dar ajungând la un punct, de fapt la mai multe puncte, am spus gata, nu mai urc, nu mai trebuie. Și totuși mi-am spus, dacă am ajuns până aici, e păcat, te urc ușor de până aici să renunți. Așa și am mers mai departe. N-ar trebui să facem astfel și în viață? Și asta și facem. Uneori forțați de situație,
alte ori pentru că înțelegem că evoluția asta înseamnă să te tot autodepășești. Cine nu face asta, rămâne mereu cu regretul că n-a mers mai departe. Cel puțin asta cred eu, sau cu sentimentul neputinței, pe care și-l cultivă, de fapt, prin proprie voință. E o alegere și asta. Cum vrei să arate viața ta, cum vrei să te privești pe tine în oglindă, cum vrei să te simți în pielea ta, totul e în funcție de alegerile tale. În țările pe care le-ai străbătut, te-ai confruntat cu reacții indezirabile, respingătoare, atunci când ai spus că ești româncă? Niciodată. Nu. A, poate cu o reacție odată undeva peste ocean, din partea cuiva care nu știa unde e Bucureștiul sau nu știa care e capitala țării noastre. Dar n-aș spune că mi s-a întâmplat asta de două ori în viață. Nu. Am fost apreciată ca om atunci când m-am descurcat, când m-am documentat și când am făcut o treabă bună și fără să vreau am dus cu mine la un nivel la care am fost lăudată ca româncă pentru că am făcut o treabă bună. Deci, fă cinste țării de unde vii, prin faptele tale. Și atunci nimeni nu va spune că vii dintr-un loc spre care nu merită să privești. În urmă cu 21 de ani au înghețat televizoarele pe emisiunea Surprize, Surprize. A fost cel mai urmărit show din istoria televiziunii. Licența a fost cumpărată de domnul Lazarov. Surprize, Surprize n-a mers însă în țările nordice și în Franța. Eu cred că multe contează aici. Genul de format, dacă este potrivit poporului aceluia, pentru că nu urmărim aceleași lucruri, nu suntem încântați de aceleași povești de viață cu toții, da? Ține totul și de bagajul nostru emoțional, de cultura noastră, deși francezii sunt niște oameni sensibili, suntem plătmuiți așa, cam din același aluat. Pe de altă parte, contează foarte mult echipa care pune în practică un proiect. Îl poate pune bine sau ba. Contează moderatorul, dacă e iubit de public sau nu, e pion principal într-un astfel de format. Deci sunt multe condiții pentru ca un format să aibă succes, nu ajunge să ne gândim doar la format în sine, doar la povestea în sine a emisiunii. A durat 9 ani. Longevitatea formatului ți se datorează pentru că ai fost directorul, elementul semnificativ, liantul în angrenajul surprizelor. N-aș spune că mi se datorează doar mie, da, știu că am avut un rol important, nu pot să neg asta, dar nu poți face un astfel de format de unul singur dacă n-ai o echipă bună în spate. Pe de altă parte, au fost 9 ani pentru că eu am rămas însărcinată și în luna a 8-a de sarcină am spus stop. Dar cu siguranță dacă nu se întâmpla asta, n-aș fi renunțat atunci. După aceea, copilul meu a trecut pe primul plan în viața mea și aceasta a fost decizia bună pentru familia mea la acel moment. Ce aspecte fundamentale despre români ai învățat lucrând la acest show? În primul rând, să încep cu cele bune sau cu cele mai puțin bune? Cu cele rele. Cu cele rele. Am fost uimită timp de atâția ani de lipsa de unitate în multe cazuri, nu în toate, bineînțeles, dar în prea multe cazuri, a românilor din afara României, a celor din diaspora. De multe ori, noi veneam cu o idee extrem de bună, da, și cu un ajutor consistent, pentru că pe cheltuiala noastră se întâmplau multe lucruri bune pentru acei oameni. Cum știți, lucram cu complicitatea celor pe care îi găseam în jurul subiectului nostru, da? Omul ce urma a fi surprins cu adevărat. Nu era o făcătură, ci lucrurile se întâmplau cu adevărat. Și de multe ori întâlneam, cel puțin pentru românii din străinătate, pe alții în jurul lor, care în loc să ne ajute să-i facem o surpriză plăcută acelui om,
ne puneau piedici. Nu-i doreau binele sau nu doreau să se implice în binele altuia. Nu se întâmpla la fel și acasă, aici. Dar m-a uimit, într-un fel, această lipsă de unitate. E un lucru bine cunoscut că, iată, comunitățile românilor din străinătate nu sunt la fel de unite ca ale altor popoare. Și, din păcate, nu e o notă bună pentru noi. Referindu-mă la cele bune, care sunt mult mai multe, covârșitor mai multe decât cele rele, aș spune că această sensibilitate a românilor este extraordinară. Am trăit momente de grație, de iubire profundă. Am fost martora unor gesturi umanitare făcute în cadrul emisiunii Surprize, Surprize, fără precedent, și s-au salvat vieți acolo. Au fost niște lucruri extraordinare, întâmplate sub ochii noștri, cu aportul nostru, ceea ce ne înălța sufletul, atâția ani la rând. Toate astea n-ar fi fost posibile dacă oamenii pe care îi contactam și pe care de cele mai multe ori nici nu-i cunoșteam, îi contactam întâlnindu-i prima dată, ca să ajute, ca să pună umărul, ar fi spus nu. Dar de foarte multe ori căpătasem încrederea publicului și oamenii ziceau da, ceea ce era o mare realizare, sincer. În documentarea mea am aflat că primeați 5.000 de scrisori. Și mai multe, depinde de perioadă. Da, mii de scrisori. Aveam persoane în echipă care erau, așa și numeam, cititorii. Deci primii oameni care intrau în contact cu scrisorile erau antrenați cum, ce să vadă, cum să citească și printre rânduri, cum să selecteze aceste scrisori pe mai multe categorii pe care noi le aveam. Știți bine că erau acele reîntâlniri după mulți ani, erau surprizele mici de zi cu zi, care sunt la fel de importante. Erau surprizele care țineau de umor, cele care țineau de sănătate, de probleme grele de viață. În fine, erau niște categorii pe care noi le aveam în vedere și de aceea era necesară această selecție. Ți s-a întâmplat să te întâlnești cu persoane pe care le-ai ajutat acum 21 de ani și să-ți mulțumească? Oh, da. Am avut puzderie de astfel de situații. Și eu nici nu-i mai știam pe acei oameni, pentru că au fost tare mulți. Iar eu eram una singură. Câte să rețină și capul ăsta? Dar e atât de plăcut când te întâlnești cu astfel de oameni. Și chiar recent, în emisiunea Nu există, nu se poate, am intervievat un tânăr care, mă rog, are niște calități speciale, e un om de succes, e informatician și în același timp a obținut cu scurtmetrajul lui realizat prin forțe proprii cu buget zero premii internaționale de le-am pierdut numărul. Pe acest criteriu l-am căutat pentru a face un interviu cu el și el mi-a spus în pragul interviului că odinioară a fost surprinsul nostru la Surprize, Surprize când era copil. Și a fost tare plăcut pentru că am căutat imaginile acelea și într-adevăr l-am găsit și am pus față în față imaginea copilului de odinioară și cu maturul realizat prin forțe proprii de astăzi. Sunt minunate situațiile de genul ăsta. Dai seama că n-ai trecut degeaba nici prin viață și nici prin meseria pe care o faci, că meseria ta afectează viețile oamenilor, le aduce un plus, o împlinire chiar. Chiar simți că ai omenire, ceea ce nu-i puțin lucru în viață. Au fost situații neprevăzute? Sigur că da. De multe ori, mai cu seamă că la noi totul se întâmpla în timp real. Și multe dintre situațiile neplăcute se întâmplau atunci când oamenii veneau, cine știe de unde, de prin sudul Africii, să zicem, și trebuiau să schimbe 2-3 avioane, dar erau oameni care
poate că nu călătoriseră sau nu călătoriseră prea mult și nu se pricepeau și aveau o situație precară, nici nu știau ce e la avion și se pierdau printr-un aeroport. Situațiile astea erau cumplite, pentru că pentru noi emisiunea era sâmbătă seară, la ora aceea, live. Deci nu exista posibilitatea amânării. Practic, ori pierdeai omul, pierdeai povestea, pierdeai toată investiția, bilete de avion, adică erau niște vize și așa mai departe. De toate ne ocupam tot noi. Și cum acoperai acest deficit, practic? Păi nu mai aveai cum să-l acoperi când se întâmpla. Era... Emisiunea trebuia să dureze. A, era cumplit. Era cumplit. Să-ți cadă un caz în economia unei emisiuni în care erau cam 9, poate 10 cazuri în 3 ore, era cumplit. Nici nu... Era coșmarul nostru. De aceea noi nu dormeam de luni până luni. Lucram non-stop, nu exista sâmbătă și duminică, era foarte dificilă munca la această emisiune. Doar dăruirea cu care noi o făceam contrabalansa, știi? Trebuia să existe un echilibru în această balanță ca să ne țină vii, treji, timp de 9 ani. Și așa s-a întâmplat, eram pasionați. Și simțeam că atingem vieți în mod pozitiv și nu puține. Ce s-a întâmplat când ai pășit pentru prima dată în platoul Surprize, Surprize? Mi s-au tăiat picioarele. A fost o emoție covârșitoare. N-am dormit în noaptea dinainte, ceea ce a fost o greșeală, dar n-am dormit de muncă și de stres și pe la 5 dimineața stăteam față în față cu domnul Lazarov plângând. Am avut o teamă care m-a cuprins cu totul, că e prea mult pentru mine. Eram om de știri, făceam știrile înainte și totuși asta era mult mai greu. Și îmi amintesc cum el era un om foarte înțelept, trecut prin toate, cu o experiență extraordinară și cu un calm incredibil, prin câteva vorbe mi-a luat starea rea, a lăsat-o deoparte și mi-a dat acel imbold să fac o treabă bună. Și așa a și fost un succes de la început. Și cum a sunat acel imbold? Ne poți decripta? Nu mai amintesc exact cuvintele lui, dar țin minte căldura vorbelor lui și l-am simțit ca pe un tată. Tatăl meu era, acum nu mai e, Dumnezeu să-l ierte, dar era departe, la Roma, în Neamț. Nu putea să fie lângă mine în secunda aceea. Pe el l-am simțit ca pe un tată și din acel moment până la finalul experienței noastre împreună. Ce rol au emoțiile în formatul tău? Pentru că ai avea impresia că sunt o slăbiciune, în general, emoțiile, da? Spun frână. E așa? Nu, din potrivă. Ce se întâmplă după 27 de ani, nu, la tine, acum concret? Emoțiile sunt un motor. În munca mea, când nu mai ai emoții, e bine să te lași de meserie. Pentru că din ce n-ai, nu poți să dai. Nu poți răspândi emoții dacă tu ești golită de emoții. Ori principala valoare a muncii mele este tocmai această emoție reală, necontrafăcută, pe care o dau din suflet către suflet. Așa că mi-o doresc mult timp și de acum înainte. Îți propun să analizăm statutul de persoană publică prin prisma avantajelor și dezavantajelor. Nu e o analiză prea grea. Avantajul, nu știu care ar fi, că nu sunt înnebunită după apărutul la televizor. Pentru mine nu e ceva special, poate pentru că de atâția ani se întâmplă. E mai bine de un sfert de secol. Pentru mine e o muncă, e munca mea și se întâmplă să fie în lumina reflectoarelor. Asta e diferența. Nu privesc munca de televiziune ca pe vreo mare binecuvântare. E binecuvântare felul în care o faci, dacă o faci bine. Oamenii pe care îi întâlnești sunt binecuvântare, pentru că dacă alegi o cale bună, întâlnești oameni cu totul speciali. Altfel, eu vin la serviciu, îmi fac treaba
la fel de bine cum aș face-o și dacă aș fi într-un birou undeva și aș fi informatician, căci la baza asta sunt, de fapt, și aș fi putut să fiu, de fapt. Cred că e foarte, foarte important să fii atent la ceea ce faci zi de zi. Nu cred că trebuie să te gândești la mărire, să-ți dorești să ajungi, nu știu, cel mai bun om de televiziune sau cel mai cunoscut, să fii mai bun decât tine mâine, cred că e un scop destul de bun. De la zi la zi să-ți dorești să fii un om mai bun, un profesionist mai bun, să nu-ți trădezi valorile. De altfel, cred că asta e ceea ce am făcut eu bine. La asta am fost bună. Să nu-mi tradez valorile, de fapt. Și dacă privim și latura cealaltă? Dezavantaje, da. Curiozitatea prea acerbă a unora față de viața ta. Și curiozitatea nu e ceva rău, dar depinde cum o exprimi și cum îi poți șicana pe ceilalți cu curiozitatea ta. Până la urmă, fiecare dintre noi are dreptul la intimitate, la viața sa de dincolo de ecran, și asta n-a fost respectat întotdeauna, dar acum, privind retrospectiv, nu mă plâng, n-am stat nici eu degeaba, îmi cunosc drepturile, le-am accesat, am câștigat și am fost un exemplu pentru alții care au înțeles că se poate. Deci, până la urmă, luptă pentru tine. Când ai învățat să devii Andreea Marin? Eu sunt Andreea Marin ca și cum aș fi Ionica Popescu. Adică nu văd așa o... Nu dau atâta importanță numelui. Dacă am face un vox populi, lumea ar spune altceva. S-ar contrazice. Habar n-am. Eu nu sunt decât în pielea mea. Nu sunt în pielea altuia. Și de aceea eu nu mă pot așeza singură pe un piedestal. Am un bun simț din totdeauna pe care îl respect și după care mă ghidez și care și o credință, până la urmă credința îți spune, rămâi umil pe locul tău și vezi de lungul nasului, așa, folosind o vorbă mai din popor. Deci Andreea Marin e un om ca toți ceilalți, așa scrie în buletinul meu, în buletinul tău scrie altceva, deci nu asta mă definește numele în sine, ci fapta de zi cu zi. Dar știm foarte bine că, de obicei, succesul te îmbată. Tu ai fost echilibrată și ai știut poate să gestionezi situația. Poate pentru că am avut parte de porția mea de dramatism încă din copilărie. Viața mea n-a fost ușoară încă din copilărie și atunci am rămas cu picioarele pe pământ, am știut că oricând mirajul se poate transforma în nereușită, în durere, am știut că nimic nu este până la urmă pe termen lung decât dacă îți dai silința zi de zi și să rămâi cu picioarele pe pământ ca să fie pe termen lung. Așa că m-am păstrat acolo unde mi-e locul până la urmă. Ai reprezentat un model și pentru balerinele tale. Ne poți exemplifica mai concret? Cine anume a îmbrățișat această... În primul rând, noi nu aveam o trupă de balet în adevăratul sens al cuvântului, ci alegeam studente, tinere, istețe, fete frumoase, dar în același timp cu capul pe umeri, care se mișcau bine, dar în același timp ne doream să fie oameni. Și în consecință, cele mai multe dintre ele și-au ales meserii de care se bucură astăzi și pe care le fac foarte bine și sunt mândră de ele. Una este profesoară, alta are propria companie, propria agenție. Corina Caragea este o persoană cunoscută la televiziune, iată. Și așa mai departe. Deci, cu toatele au ajuns bine pe picioarele lor în viața aceasta și asta mă bucură. Mâna mea dreaptă de la surprize, surprize. Cove este din nou un om de televiziune și un om de teatru apreciat.
Deci fiecare om din acea echipă, din față sau din spatele camerei, a ajuns foarte bine în meseria sa. Cineva ne-a rugat să-ți mulțumim pentru că ai contribuit la devenirea sa. Oh, mă bucur să aud asta. Nu știu tot cu prezentator. Așa. Cristian Simion, actorul. Mă bucur, da, și Cristian. Te apreciază foarte mult. Mulțumesc tare mult. Ce simpatice au fost vremurile alea. Cât de bine ne simțeam împreună, cât de mult râdeam cu poftă, de când n-am mai râs cu poftă. Știi, uităm să râdem cu poftă, ceea ce e un ingredient extrem de important în viață. Să întorci salutul meu și îmbrățișarea mea pentru Cristian, te rog. Actorul Cristian Simion are o contribuție majoră la finalul emisiunii noastre. Va avea momente umoristice împreună cu Ana Maria Donosă. Abia aștept să-i văd. Oh. Ce emoție am! Mai sunt 5 minute și trebuie să vină. N-am avut niciodată așa emoții la întâlnire. Aș lua niște pastile să-mi treacă emoțiile, dar asta e. Stai puțin că eu am luat lui mama mare niște medicamente. Să vă poate... Astea nu, că sunt de șale. Astea că sunt cu ciocolată. Yeah. Să iau două deodată. Bune. Iau vreo 6 toate. Bune. Ia uite. Și ce etichetă drăguță au? Unu cu fes în pijamale și cu lumânarea în mână. Vrea să arate că nu e frică de întuneric sau de hoți. Cele mai bune laxative. Cele mai bune laxative. Bună. Bună. Bine ai venit. Am fost punctuală. Chiar prea punctuală chiar. Pentru că zilele astea, da? M-am gândit numai la tine. Ce frumos, ce frumos. Și mi-am dat seama că tu, da? Ești persoana potrivită pentru mine. Da, ce mă bucur așa. Aș vrea să nu ne mai despărțim. Da? Nici o clipă. Niciuna. Frumos, frumos. Știu că da. Nu prea ne cunoaștem. Da, nu prea așa, da. Dar avem tot timpul. Ce să mai, să mergem aici la restaurant. Da. Eu, da? O să-ți povestesc viața mea. Frumos. Și tu? Eu ce? O să-mi povestești viața ta. Aolea, ce frumos. Toată? Toată. Deci am venit, am făcut stagiu militar, m-am născut, ai venit tu. Hai să mergem. Na. Mai dinainte. Mai. Am venit, am făcut stagiu militar, am făcut liceu. Așa. Pur m-a luat pastilele alea și pur mai venit tu. No. Mai dinainte. Am venit, am făcut stagiu militar, am făcut liceu, am făcut, încă n-am făcut. N-ai făcut? Adică am făcut școala primară, am făcut-o, pe m-a luat pastilele alea și pe mai venit tu. Hai să mergem. Să lăsăm trecutul. Da, chiar ce să mai, hai să mergem aici. Hai să vorbim de viitor. Oh, eu visez să avem o căsuță a noastră. Frumoasă. Mică. Da, mică, cu dependințe, să aibă mici, dar camere mici, să aibă. Mie nu-mi trebuie camere mare. Nici mie. Da. Visez să avem așa o căsuță mică. Oh, frumoasă. Cu terasă. Da, să aibă și o toaletă acolo undeva mică. Cu o grădiniță plină cu flori. Multe garofițe. Și porumb. Da. Porumb? Da, vreo 2-3 hectare, așa să fie, vreo 2-4 hectare, să pâină bine acolo la casa omului. Ia, și 2-3 smucuri de-alea de brusture, că sunt bune acolo, știi, folosește omului. Porumb și smucuri de brusture? Da, folosește omului din când în când acolo, hai să mergem. Îmi place! Îmi place! Da, mă bucur! Îmi place, parcă și văd căsuța noastră mică, da. Și în jurul ei, da. Un lan galben, da. Și din care să iasă... Ce?
Ce? Câinele nostru credincios! Om! Să aibă și un lanț lung, dacă se poate! Avem aceleași gusturi! E, așa, da. Da. Apropo de gusturi... Spune! Trebuie neapărat să te întreb! Da, spune! Ție... Da? Îți place... Ce? Literatura! Aia groasă așa, să fie multe, multe, să aibă multe, știi? Pagini? Da, pagini, da. Deci și romanele îți plac? Da, socorul, că e gros, are pagini multe acolo. Leagă-l, că e periculos. Doamne, eu ador romanele. Da? Dar mie să știi că îmi plac romanele, da? Care pun probleme. Mari, nu? Da. E, cum? Uite, mie îmi place, de exemplu, romanul acela rusesc. Care? Crimă și... Care? Durere. Nu, pedeapsa. Pedeapsa. Să românesc, îmi place foarte mult. Care? Moara cu ceva. Cu noroc. Cu noroc. Dacă ai. Deci, ai înțeles, da. Mi-e plac romanele în care omul intră în conflict cu societatea. Ce frumos. Auzi? Dar dacă el, săracul, nu e vinovat, el, săracul, nu are nicio vină, dar îl frământă... Îl frământă așa niște lucruri, răpuc așa deodată și îl frământă de nu-l mai lasă. Aici nu sunt de acord. Cum nu? Nu. Omul trebuie să știe să-și înfrângă pornirile, să nu-și dea drumul. Aoleu, și dacă nu mai poate? Dar cum să nu mai poate? Uite așa nu mai poate el, săracu. Dar cum așa? Uite așa, l-apucă așa, frământ. Nu. Nu? Mai bine moartea decât rușinea. Omul trebuie să știe să-și găsească un loc sub soare. Fie și la umbră, ce are? Auzi, dar dacă societatea îl împiedică pe om, societatea îl împiedică de dimineața până seara, acum, de exemplu, îl împiedică pe mine. Societatea? Da! Nu m-am gândit niciodată la asta până acum. Dar eu mă gândesc tot timpul. Și ai dreptate, pentru că omul trăiește în societate și atunci societatea s-ar putea să-l împiedice pe om. Da. Omul trăind în societate, exact. Societatea îl împiedică pe om. Omul a trăit în societate, societatea l-a împiedicat. Și atunci nu văd cum bietul om ar mai putea să-și găsească și el alinarea. Da, și mai ales unde? Unde? Mijlocolatorii! În mijlocul naturii, extraordinar! Hai să mergem. Doamne, același lucru a spus și Jean-Jacques Rousseau! Hai, lasă-mă, dar altă treabă n-a avut! Același lucru l-a spus în opera lui pe care a scris-o în 1870 și... Hai că uite eu... aminte, era 1873 sau 1875? Hai, nu contează, hai, hotărăște totodată, hai! Era 1879! Ai văzut? Hai să mergem să citim aici la biblioteca asta. Să facem un calcul simplu matematic și să scădem din 2020 1879. Asta înseamnă că sunt... 141 de ani, hai să mergem aici la biblioteca. Stai să verific. 203, cred că sunt într-adevăr... Cred că pe tine te apasă ceva. Da, multe lucruri. Tu te gândești în altă parte? Nu, mă gândesc aici, acum. Iubitule, dar nu, eu văd clar. Tu ai ceva pe inimă. Aia e singura curată. Nu te înțeleg. Nu ai spus tu că visul tău este să fii cu mine? Măcar 5 minute. Păi gata, visul s-a împlinit. Hai să mergem la aici. Eu am înțeles că noi de acum nu ne mai despărțim. Poate ți-e foame? Nu! Sau sete? Nu! Nu, mergi un ceai de mentă acum, bine, dar tot. Hai să mergem. Eu vreau să mai stăm. Nu. Ba da. Vreau să mai stăm și să-mi așez capul pe umărul tău. Nu! Să nu-mi așez capul pe umărul tău? Să nu nimic! Tu nu mă mai iubești. Ba da. Ba nu. Ba nu. Adică vrei să plec? Repede. Du-te. Plec. Du-te. Să știi că plec acum. Du-te. Să știi că plec imediat. Du-te acum, chiar e bine imediat. Să știi că plec. Da. Plec și nu mă mai uit înapoi! Nici să nu te uiți! Și ce ai să faci tu fără mine?
Treaba mea. Și mă bucur. E, cum? Îți iau eu biletele pe internet? Da, bineînțeles. Abia aștept. Hai, te pup. Te pup, te pup, te pup. Pa! Vine mama la noi. Cine vine? Mama de la Iași. Când vine? Săptămâna viitoare. Așa repede? Păi când să vină? Mai la vară, așa că e. Păi asta vară ai zis să vină mai la iarnă. Tu ai ceva împotrivă să vină mama la noi? Nu, dar nu poate, eu știu, în situația asta, acum nu e momentul. E, pentru tine nu-i niciodată momentul să vină mama la noi. Mama care ne-a crescut copiii, care te-a ajutat și pe tine, da. La care stai și tu când te duci la Iași, da. Care m-a crescut pe mine. Da, da, nu, să vină, să vină, să vină. Chiar mă bucur că vine, vine. Cu ce vine? Cu trenul. Cum cu trenul? Dar ce are cu trenul? Păi acum iarna? Dar ce are trenul iarna? Cum ce are iubita mea? Păi dacă rămâne înzăpezită pe câmpuri pe acolo zile întregi, nopți întregi, fără apă, fără căldură, fără hrană, e mama ta, te privește. Nu e bine cu trenul? Păi cum să fie bine, draga mea, o femeie la 85 de ani cu trenul? Dar mama n-are 85, are 65. Da! Cu atât mai mult? Hei, cum? Mai are zile de trăit, nu? Vrei să și le curme? Nu! Atât de tânără? Nu! Păi sigur că nu! Să-i spun să nu vină cu trenul? Să-i spui să nu vină! Bine! Bine! Ai dreptate! Am. Îi spun să vină cu avionul! Cum cu avionul? Păi da! Trebuia să mă gândesc la asta de la început. Că e cel mai comod. Și într-o oră e aici. Cum o oră? O oră? Într-o oră. La 9 s-a urcat în avion la Iași și la 10 o aștepți tu la aeroport. Tu nu știi ce vorbești, dragă. De ce? Păi cum de ce? Păi tu îți dai seama, așa? Tu te gândești avionul ăla? La avionul ăla care urcă la 10.000 de kilometri pătrați acolo sus. Știai lucrul ăsta? Nu. Păi sigur că nu știai. Și merge cu 900 de kilometri pe oră. Știai? Nu. Păi sigur că nu știai. Normal? Păi și ce dacă? Păi cum și ce dacă? O femeie bolnavă de inima la înălțimea aia acolo, la Cucurigu? Dar mama nu-i bolnavă de inimă. Mă rog, e o femeie bătrână, nu? Nu. Păi cum nu? Păi nu, mama, dacă n-ar avea părul alb, nici mi-ai dat mai mult de 50 de ani. Păi și ție ți se pare normal ca o femeie cu părul alb așa, ți se pare frumos să zburde așa pe cerul cu 900 de kilometri pe oră? Nu. Păi nu, normal. Stai că nu înțeleg. Nu înțeleg ce legătură are părul alb cu viteza avionului. Pare, sigur că are. Are pentru că... Pentru că ce? Pentru că în aer, acolo, în aer... Da? Sunt goluri mari de aer. Nu e frică lui mama de golurile de aer. Deci, cum să-i fie frică lui maică ta de aer? Cum să-i fie frică dacă nu citește, nu se informează? Uite, de exemplu... Ce să citească? Ce se mai întâmplă pe lumea asta, de exemplu? Dar ce se întâmplă păi, uite, prin lume? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Uite aici, uite aici, uite, pirați ai aerului. Au deturnat, ce? Un nebun a deturnat un avion de Los Angeles. Păi cum? Păi vrei să o detuneze pe maica ta? Doamne ferici, dar noroc că noi nu avem nicio legătură cu Los Angelesul ăsta. Să ne mai trezim acum și că avem rude în străinătate, nu?
Auzi, eu cred că astea sunt niște aiureli. Sunt niște aiureli numai ca să determin tu pe mama să nu vină la noi. Mă, iubita mea, stai mă, eu chiar o iubesc pe mămicuța noastră care te-a crescut așa bine pe tine. Ne-a crescut copiii, m-a ajutat și pe mine și m-a crescut. Eu îmi doresc mult de tot să vină. Să vină, dragă, să vină. N-am nimic împotrivă, Doamne ferește. Păi, Doamne ferește. Da, uite, cu ce să vină? Cu ce să vină? Că, cu avionul, nu? Cu trenul, nu? Cu ce să vină? Cu mașina, de exemplu. Te duci tu să o aduci. Nu să mă duc. Vine în condiții, dragă, condiții bune. Un camion mare, să aibă spațiu, e spațios, plin cu inflamabile. Peste un an vine și vorbesc eu cu colegul meu, șoferul Gârboavă, să o aducă el încet, 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 așa, în siguranță, când o aduci, o aduci. Stai da, puțin, să... cu șoferul Gârboavă, colegul da. Tău? Un băiat de zahăr, băiatul nu. ăsta. Nu sunt de acord să vină mama cu băiatul ăsta de zahăr. Nu, păi a avut o grămadă de accidente. A avut, dar nu mai are. Sau tocmai de-aia vrei tu să vină mama cu șoferul ăsta Gârboavă? Nu, chiar acum, iar încep să mă judeci greșit. Nu, dar văd că nu prea vrei să vină mama la noi. Ba da, dragă, eu chiar vreau, îmi doresc atât de mult să vină mama ta la noi. Să vină, auzi, să vină cu avionul, dragă. Nu e așa? Da, ce mai bine să vină. Păi așa am zis și da, eu, cel mai bine. Într-o oră vine, da. Auzi, sună acum. Hai, sună, repede. Sună, așa. Așa. Hai să-i spui să vină mâine. Mâine? Da, repede. De ce mâine? Cum de ce? Că am auzit, de fapt am văzut pe internet, că mâine o să fie ceață densă. Așa. Și avionul de Iași nu mai aterizează la București. Așa? Și aterizează la Constanța. Și? Cum și? Și se duce la frate, tu nu vine la noi. Stai că sun eu pe frate acum. Ia. Alo, Vasilei! Băi, vine maică-ta la tine, mă. Da, ce mă bucur, într-o oră, mă. Nu știi, las că ți-am zis eu acum, dar chiar e problemă. Te n-am ce să zic. Lasă-mă că vine repede, te simți bine acolo. Bună ziua, domnule doctor. Mă doare îngrozitor stomacul. Cum vă numiți? Popescu Maria. Dar dumneata n-ai fost și mai devreme? N-am ce să fac, dacă tot mă doare. Este o gastrită, doamnă. E, domnule doctor, nu-i gastrită, am ulcer. Cam leziune la epiteliu de suprafață. De unde știți, doamnă? De pe internet. A, de da? Aici, de pe Serios? Internet. Da, da. V-a făcut endoscopie internetul? Hm? Dumneavoastră ați avut gastrită? Ce întrebare e asta, doamnă? Sigur că n-am avut. Dacă n-ați avut, de unde știți că am gastrită? Am ulcer peptic. Nu e ulcer, doamnă, e gastrită, înțelegeți? Nu e grav. Luați Paxin, stop și estomaril și o să vă faceți bine. E, asta e bună. Păi de asta m-am întors. Am aflat că aceste medicamente sunt inhibitoare ale pompei de protoni și eu nu vreau să-mi inhibe nimic. De nu unde ați aflat, doamnă? De pe Google. Da? Ah, tot da. Doctorul tot, Google. Da, da sigur. Da. Atunci duceți-vă dumneavoastră la doctorul Google să vă facă bine. Bună ziua, la revedere! Bună ziua! Bună ziua! Ah! Se administrează amândouă dată? Bineînțeles că nu! Întâi o luați pe una și ulterior pe cealaltă. În atare condiții, iau mai întâi estomarilul și mai apoi Paxinstomul. Da. Dar dacă iau prima dată estomarilul și după Paxinstomul, nu face rău? Nu, nu vă face rău. Nu știu ce să fac. Sunt într-o mare dilemă, nu știu. E în regulă, oricum ați proceda, da? Atunci le iau pe amândouă dată. Luați-le așa, pe amândouă dată. Ce spuneți, doctore? Pentru gastrită n-ar trebui să evit consumarea exagerată de medicamente? Evitați, doamnă, evitați! Păi și cum mă fac bine? Duceți-vă la doctorul Google să vă facă bine! Bună ziua! La revedere! Iar uitam ceva. Cu ce să iau medicamentele? Cum cu ce, doamnă? Cu apă! Apă plată sau de la robinet? Nu contează! Îmi permis să cumpăr și plată. Atunci cumpărați, doamnă! Apă plată din sticlă de plastic? Da! Din plastic! Cum din plastic? Plasticul nu este cel mai periculos pentru sănătate? Nu-i produs din petrol? Trebuia de la început să-mi spuneți că vreți să iau medicamente cu petrol. Cum să luați, doamne, cu petrol? Cum să luați cu petrol? Lăsați-mă, doamne, că am pacient pe acolo. Vă rog frumos, la revedere, o zi bună! Gata. Știu ce să fac. Iau cu limonadă. Luați cu limonadă. Lămâia nu face rău la gastrită? Nu e acidă? E acidă. Dar după ce o beți, nu mai e! Păi este sau nu este? Lămâia, în reacție cu medicamentele, nu dă ceva? Nu dă nimic. Dacă nu dă nimic,
O iau cu... mi s-a făcut poftă. Cu smoothie din mango. Vă rog, doamnă, vă rog eu frumos. Am atâția pacienți pe hol. Vă rog eu frumos. Vă rog. Să n-ajungi pe mâna doctorilor. Ce ați zis? A, nimic. Unde te grăbești, domnule? Ai răbdare. Stai la rând. În concluzie, așa am stabilit. Așa cum? Așa cum ați spus, doamnă. Cu smoothie din mango. La smoothie ați rămas? Bine, doamnă, cu smoothie. A, iar plecam și uitam. Să iau pastila înainte de masă sau după masă? După masă. Să iau smoothie după masă? Da, doamnă, după masă. Bun. Mă conformez, n-am ce să fac. Cu boala nu glumești. Înainte de care masă? Înainte de masa de seară? Da! N-am cum! Că eu seara nu mănânc. Beau numai ciocolată caldă, că mă îngraș altfel. Iau medicamentul înainte de ciocolată caldă? N-ar fi mai bine să nu mai iau cu smoothie medicamentul? Să-l iau numai cu ciocolată caldă? Iar, doamnă, cu ce vrei că m-ai nebunit? Iar, numai iar odată! Aoleu, ce m-a luat? M-a luat și pe mine burta. Ah, ce bădare. Oh. Știți ce e benefic în astfel de situații, domnule doctor? Paxin Stom și Estomaril. Multă sănătate, doctore. Multă Mulțumesc. Sănătate. M-ați lăsat și fără gust și fără miros. Alea. Andreea, îți mulțumim că ne consideri prietenii tăi, că ți-ai luat timp pentru noi. Mai ales că mi-ați adus bună dispoziție la finalul emisiunii. Să începem anul bine, da? Mulțumesc tare mult. Să aveți parte de sănătate, că e mai bună decât toate. Spor să aveți și voi și telespectatorii voștri și iubire. Iubiți-vă și pe voi câte puțin așa, nu doar pe alții. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru interesul cu care ne-ați urmărit. Sper că v-au fost de folos cele discutate. Mulțumesc Alina Teodorescu pentru vestimentația din această seară. O găsiți pe Facebook cu pagina Atelier Alina Teodorescu. Așteptăm de asemenea păreri, sugestii, întrebări sau subiecte pe care le doriți abordate pe pagina A7 TV sau pe pagina Laura Manciu. Să ne revedem cu bine sâmbăta viitoare! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.